Bucovina Rădăuți a încheiat cantonamentul de vară cu o partidă de pregătire în compania viitoarei colege de serie din Liga a III-a, CS Sănătatea Darabani. Disputată pe stadionul municipal din Rădăuți, întâlnirea s-a încheiat cu victoria echipei antrenate de Daniel Bălan, care s-a impus în fața botoșănenilor cu scorul de 2-1, prin golurile marcate de Vlad Stănescu și juniorul Tironeac. Pentru Bucovina au evoluat Puianu, Alexandru, Vișinar, Antonesei, Mihai, Jamilu, Stănescu, Ungureanu, Cerlincă, Ionesi, Stoian. Au mai intrat Prutean, Zaremba, Dumitru, Tironeac, Ciobanu și antrenorul Daniel Bălan. În primul meci oficial din noul sezon, CSM Bucovina Rădăuți va evolua miercuri după amiază de la 17:30 pe terenul botoșănenilor de la AS Transdor Tudora, în primul tur al Cupei României.